Joacă-te cu mine! Sub acest slogan s-a desfășurat o nouă activitate din cadrul unui proiect implementat de Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională Mehedinți în vederea sprijinirii integrării în comunitate a elevilor cu cerințe educaționale speciale. Evenimentul a avut loc la Școala Gimnazială Alice Voinescu din Drobeta Turnus Severin. Elevii cu nevoi speciale trebuie integrați mai bine în școli. Nu este un secret pentru nimeni că adaptarea acestora este una greoaie și nu de puține ori ei sunt respinși de către colegi. Tocmai pentru o mai bună integrare a acestora, reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională au organizat un eveniment prin intermediul căruia au încercat ca prin joc să ajute la o mai bună integrare în comunitate a copiilor cu nevoi educaționale speciale. Alături de profesori de sport și consilier școlar, copiii au participat la jocuri care le dezvoltă abilitățile creative și sportive. În cadrul proiectului pe care îl desfășurăm în parteneriat cu școala din Republica Moldova, pe lângă activitățile care s-au desfășurat cu tema Joacă-te cu mine, am desfășurat și o activitate de dezvoltare personală, de la grup la echipă, și am accentuat faptul că și elevii cu cerințe educaționale speciale trebuie să fie integrați alături de colegii lor. Proiectul este unul transfrontalier implementat de școli din România și Republica Moldova. Unul dintre coordonatorii proiectului transfrontalier România-Republica Moldova. Astăzi vom desfășura una dintre activitățile proiectului, Joacă-te cu mine, cu elevii școlii Alice Voinescu, mai exact cu elevii clasei a 5-a, în care promovăm integrarea și implicarea copiilor cu CES. Elevii participă cu mare drag la acest tip de activități, iar școala Alice Voinescu este o școală inclusivă. Activitățile din cadrul proiectului s-au derulat sub egida Joacă-te cu mine și urmăresc apropierea și integrarea elevilor prin sport și activități distractive.